Doamna Popă, vă mulțumim mai mult, dar vreau să vă vezi. Ambulanța, inspectoratul de jandar, poliția de frontieră, rutiera, domnul Pepe, care e obicei cei mai știți, dânsul articul domnul Pepe. Eu vreau să vă spun de cât atunci și vă repet, ca la fiecare an, pe gimnaziu, pe liceu. Eu știu că toți sunt învățați, știu că toți profesori, știu că am văzut de la nu există, să înțelegem, nicio nedăbuire.
Deci vă rog să poftiți. Trebuia să spuneți și de transport, că nu mai face. Știu din pentru că noi am rămas și așa am făcut diplomele noastre, unde e și transport care trebuie oferit. Da. Bine, e verificare funcționale, deci nu mai trebuie de dat, da? Acum v-aș ruga să vă împărțiți 5 echipaje într-o parte, 4 în alta. Vă vom da aplicurile cu subiecte. Nu începe cronometrul, până nu spunem noi stăm, da? Thank you.
ceva să înseamnă de fapt de legiune. Veți trage un bilet, îl veți da nouă, pentru că trebuie să vedem ce caz este și să pregătim victima, da? După care vă spunem noi cum. Să punem la mijloc ca să aibă fiecare acces. Nu cred, ce anul trebuie. Ziceți școala, că nu vă știu. Ziceți cam 2. Ziceți puțin ca să scriem ordinea. La ea 9, la 10 7. Stai, ziceți numărul 1, ziceți întâi, cine e numărul 1? Da. 3 economic de educație. Colegi, ce Aveți 10 minute la dispoziție. Unde avem cronometru? La mine. 10 minute, da? Deci, citiți, după ce... După ce... Și pe
citi sub 10 minute. Da, stop. Ajutor, să mă ajute cineva! Ajutor! Ajutor, ajutați-mă! Haideți, citați rupă! Mă doare foarte tare. Ok, o să fie bine, respiră. Echipajul este pe drum. O să avem un bilet de întâlniri. O să se întâmplă ceva rău? Ce
Da, acum e conștientă, a fost cu ea. E ok, da. Da. Sprijin moral. Era o bună persoană care are o poziție nefirească a corpului. Nu l-am mișcat. I-am pus o compresie. El prezintă semne vitale. Compresă înseamnă niște. Compresie înseamnă apăsare. Am pus compresă. Și am acordat sprijin. Ați acordat? Gata, nu voi trebuie să spuneți. Ia, stop. Acum fiecare să spună la ce, ce greșeli au. Să spunem că greșeli. Eu vă spun despre echipa. Deci n-ați asigurat perimetrul locului. N-a sunat șeful echipajului la ambulanță, a sunat un alt personaj, o altă persoană, trebuie șeful echipajului să anunțe. Unde s-a produs așa, ce simptome, confirmarea mesajului. Trebuie întotdeauna să te la confirmat sosirea ambulanței în 5 minute sau în 8 sau cum ziceți. Trebuie ambulanța să vezi că da, pentru că dacă este undeva pe munte și sunt viețuși, zăpezi și așa mai departe, ambulanța poate să vă spună, nu putem vezi în 10, da? Deci confirmarea. Aici aveți 0,5 puncte, iar le-am dat evident, predarea accidentată. Cine a intervenit? Cine a intervenit? N-a zis cine a intervenit. În fine, starea în momentul prezentării, punctul este în fine de echipă. Păi șeful echipajului, așa, prezentarea. Veniți, dragii mei, veniți în coloană și pe urmă vă ajutați în linie. Echipajul cu tare, format din Ileana, următorul. Georgica. Și șeful de echipaj trebuie să facă completarea. Și șeful. Și șeful de echipaj trebuie. Da, deci din punctul de vedere al echipei, eu v-am spus. Și v-am penalizat. Așa, acum vorbiți cu spuneți-le penalizările. A făcut predarea. Predarea a făcut-o. A făcut-o, dar mă rog. Așa, da. Da, în fine. Deci voi trebuie să... Așa.
Deci, în ceea ce privește primul punct, controlul funcțiilor vitale, conștiență, respirație, puls, având în vedere că victima este conștientă, ați discutat cu victima. N-am auzit. Deci, altă dată, sprijinul, suportul psihologic n-a fost acordat pe toată durata acordării primului ajutor. Da? Deci n-a fost. Și investigațiile nu prea au fost acordate, leziuni suplimentare nu s-au verificat. Câteva leziune primare, ați întrebat. Da, aveți studiile de departe. Nu mă uitați că ați vorbit acolo. Nimic. Ați avut probleme la stabilirea diagnosticului, asta știți, da? Da. Am mai văzut. Așa. Știați, dar nu de ce vă bun, n-ați asigurat confortul termic. Deci întotdeauna atențiune, chiar dacă e cald afară, să zicem că are, da, nu a fost cazul de hemoragie, dar scade ușor temperatura corpului, ați văzut și vara când dormiți, da? Da. Se reduc funcțiile energetice. Nu mă refer la ce am avut noi. Mați apelul. Da, da? În 3 minute. Mulțumesc. Mulțumesc. Curge mult sânge? Să respiră să vă dăm și încercare. Mână te frică. Gracias.
Ai nevoie de ceva? Dar cu culorile? Da. Care sunt culorile tale preferate? Nu, dar nici avea ce. La căilor aeriene, iar mama sa, o femeie în vârstă de 38 de ani, pe nume era Luca, prezintă o placă tăiată cu hemoragie arterială la nivel frontal. Am luat măsurile de siguranță, ne-am asigurat că zona este sigură, am asigurat perimetrul și ne-am asigurat autoprotecție, ne-am spălat pe mâini și ne-am pus mânuși de unică folosință, am spălat starea victimelor, conștiență, respirație și puls și am constatat că ambele victime erau conștiente cu frecvență respiratorie și cardiacă normală. Am apelat serviciile de urgență 112 și am acordat primul ajutor. În cazul copilului, am încurajat victima să dușească, nu a eliminat corpul, am aplicat 5 lovituri interscapulare, nu a eliminat corpul, am efectuat manevra Heimlich și am alternat loviturile interscapulare cu manevra până când bebelușul a eliminat, copilul a eliminat corpul. I-am oferit primul ajutor psihologic, i-am asigurat confortul termic și am vorbit cu acesta pe toată durata acordării primul ajutor. În cazul celei de-a doua victime, am aplicat o compresă la nivelul frunții și am efectuat un bandaj pentru a opri sângerarea. Victima se numește Raluca, care are 38 de ani, este alergică la căpșuni, dar nu a consumat în ultimele 24 de ore. I-am asigurat confortul termic și primul ajutor psihologic. Ambele victime nu sunt bolnave și nu... Mulțumesc! Bine. Este mai mult decât trebuie. Să scriu și... Da, scrie, te rog. Mă duc să scriu. Da. Din punct de vedere al echipei, a mers totul ok, inclusiv nu trebuia să asigurați perimetrul, că ați întrebat dacă suntem în încăpere închisă, deci era clar că v-ați asigurat. Noi ne asigurăm și mai mult. Din punctul meu. Bun, am zis să nu punem ca să nu punem.
Gracias.
viața veche. Thank you.
Bună ziua, mă numesc Leana Maria, suntem echipa de la sanitarii pricepuți, de la Colegiul Tehnic din Orșova. Aș dori un echipaj de ambulanță la școala gimnazială numărul 15, în sala de sport. O să vă ridicăm funcțiile vitale. Punem două degete de cum mai vă rog, veniți cât mai încet posibil. Confirmați apel. Păi victimele ce au? Două victime, bun. Prima victimă are insulație, iar a doua lacă o mușcătură de insectă. Confirmați apelul. Confirmăm. Mulțumesc, vă așteptăm. La victima care primise insulație, am pus compresă cu apă rece și am pus-o în poziția de siguranță pentru a nu se înneca cu zoma. La a doua victimă am pus comprese ferme și bandaj pentru că a fost înțepată de insecte. Da, iată. Vom preda victima. Compresă? Da. 4 și 1. Că timpul e puțin. Ca aici este. Și asta.
pensa. Deci am intrat din la ambulanță din punct de vedere al electromagnetic. La ambulanță, deci de la clară. Da? Am considerat că știți. Deși încetătura aceasta nu putem considera că suntem într-o sală, dar pentru că ai menționat că suntem într-o sală, am considerat că e bine, ne-aș fi prea marcat. Da? Dar accidentul s-a întâmplat undeva. Exact. Deci trebuia împrejuit locul. Știți, e cu două locuri. Așa. Ce simptome? Deci eu trebuia să ne anunț ce simptome prezintă victimele, dacă ne-a anunțat ambulanța aici. Cine este Cristina, în cea constată servicia, așa, asta te-am întrebat eu, dar nu mă spusese, da, și aici am spus. Starea, era în stare conștientă, victima asta, da, insolație. Conștientă. Conștientă? Da. Parcă ai zis. Nu. Am văzut-o în fundul să mă arăta. Să nu se nici acum. Era conștientă, da? Era conștientă? Sau inconștientă? Era conștientă. Păi, și de ce ați spus-o în poliție la dragostea din asta, întreb? Era conștientă, deci nu se neca cu o mauză de afară, da? Era conștientă. Deci ați înțeles ce vă spun, da? Da. Da. Așa, haideți să spună membrii juriului la cele două victime. Thank you.
S-a întâmplat un accident rutier și am găsit două victime, una care este carcerată în mașină, în stare de inconștiență, dar respiră, iar cealaltă, cu membrul antebrațului stâng amputat și distanța antebrațului stâng membrului amputat este la circa 2 metri de el. Cerem echipaj de descarcerare și un echipaj de specializare și cer permisiunea să facem cu ajutor. Da, peste 3 minute. Am permisiunea să facem cu ajutor. Da? După caz. O să vină și descarcerare, da? Da. Ok, haideți, avem permisiunea. Ne punem în ușă. Marcine? Marcine. Cere din contacte vizuale. Pune în regulă să obții circulația. Este inconștient, respiră. Oamenii voie să mișcăm. Trebuie să fim în echipa. E totul ok? E stare conștiință? O să fie făcut bine și cum am auzit clipa asta. O să dai tot motivul să fie bine. Respiră. Pulci regulat. Stai în regulă, o să fie totul în regulă. Între timp, colegii mei, o să se corde primul ajutor. Și te rog să comunici cu mine, să-mi spui dacă mai simți prost, să vedem cu ajutor la nivelul trupului. E bine, o să-ți aflăt, o să-ți aflăt timp ajutor acum și cu echipaj de salvare o să ajungă la nivelul. La victima care este în stare conștientă, i-a făcut primul ajutor, i-a curat un ajutor psihologic, chiar dacă este în stare conștientă, pentru că ea ok. Vreau să cum vrei să spui dacă în timpul acestei acțiuni nu vrei simți ceva durere sau dacă vrei simți o altă jenă la nivelul trupului. O să fie membru tău istampat, dar o să fie membru echipajului meu, o să se acolo primul ajutor și o să oprească sângerea, o să oprească mântăția. Și până o să fie curând, o să fie asta, o să fie curând, o să fie curând. O să spunem, te rog, cum te cheamă, care este numele ta. Foarte frumos. Ce vârstă ai? 17 ani, foarte frumos. La ce școală unde-ți? Liceul lor? Foarte frumos. Trebuie să stai calm și să păstrezi calm. Va fi totul în regulă și nimic nu se va întâmpla. Mai simți o altă durere, Cor? Ți-e calm? Totul o să fie bine. Acum, și cât de curând o să te pregătim specialiștilor care o să te ducă și o să aibă mai mare grijă de tine, totul o să fie bine. Trebuie să cooperi să mai mult. Am bandajat partea care a fost amuzată. Nu știu ce este la spital. Nu aș vrea să fac. Eu vin și vă dau raportul la ambulanță. Am avut o victimă cu un accident care a avut membru la stâng amputat și mi-am aplicat un bandaj compresiv ca să oprim hemoragia. Am încercat cu toate metodele să oprim hemoragia. Membrul l-a amputat, era la circa 2 metri, l-am izolat și momentan este acolo. Am oprit hemoragia, victima este în stare conștientă. Respiră, are pulsul regulat. O altă victimă care l-am găsit-o încarcerată în mașină, respira, dar era în stare de inconștiență. Momentan încă este în stare de inconștiență. Și noi am încercat să îi acordăm ajutorul psihologic, să se calmeze și să nu pățească nimic, chiar dacă a fost în stare de inconștiență, ea tot auzea și... Cum putem, în ce timp? 5 minute și 100. Deci între timp descarcerarea se ocupă, nu mai este. Da. Așa. Am pus...
Da, deci a venit foarte bine ca ai timp și de exemplu. Da, scrie pe versul, scrie sigur. Uite aici. Am spus, eu cu șeful de echipă am zis, punem trunchiul. Că mi-ai spus de asta, de... Da, și am spus, dar și am... V-am spus la început de tot. Gata, dacă ai spus de asta, din trunchiul meu aveți... Din punctul meu al echipei, știți? Ce vorbesc, acum rămâne la victime. Nota arbitrilor de victime. Da? Acum aștept să vă spună membrii juriului pe victime. Părțile astea, da. Faci și importante, da, foarte.
Deci ca să știți de acel loc. Thank you.
A doua persoană, la mâna cea stângă, la antebraț, s-a suferit o tăietură. Tăietură? Da. Nu, o fractură? O fractură. Păi să mă dărește, deși ce ați făcut? Și am bandajat, am curățat cu rana și trebuia imobilizat. Așa. Bine. Bine, hai. Dar în așa să dea un pic în ghea. Mai aveți rușul să dau un pic să mă roșesc. Revenire.
Colegiul Național Pedagogic se prezintă. Emilia este cea mai bună de echipaj. Mascam, Jacqueline, prim ajutor. Jacqueline, da, ce se mai joacă, Ștefan? Cum Olivia Dania. Bine ați venit, bine ați venit. Vă dăm bine bun. Știți ce se refer? După care vorbim de cronometru, trece la treabă. În final, noi să avem și diagnosticul trecut pe versul, da? Să nu uitați de la treabă. Există întotdeauna. Nu găsiți cumva, bineînțeles că nu se depuntează, pentru că ar fi bine anul. Da, poftim. Deci citiți în subiect. Să fim cronometru. Da. Pansament și a pus membrul în poziție laterală. Doar membru. Ascult. Victima numărul 2 a fost în țepătură de albină, au scos sacul și acum îi pun compresie și bandaj. Gata? Atunci trebuie să ne asupra, dar rog. Să nu se oprească.
A zis două minute, trebuia să spun că nu suntem gata. Eu nu m-am uitat. Păi am spus ce trebuie să faci. Păi da, ai spus. Ce a făcut? Ce a spus? Șefa, da? Păi da, ce stai că nu ai spus. Decât șeful. Legeam că n-ai zis. Da. Dar am presupus văzând. Am fost să bandajez în jurul ciocului. Vorbiți. Nu am voie să ne distrag pentru a evita sângerarea. Vorbim cu victima pentru a o calma. Evita sângerarea excesivă. Am mai repadat.
aveți prea multe. Aș citi din acest moment, pornește cronometru. Thank you.
și nu respirăm, să deși defondator a șamat pe scop. N-avem. Și mai începe manevrele de resuscitare. Am plăță. Alo, 112, mă numesc Cristiana și sunt de la numărul XYZ. În fața școlii generale 15 a fost loc în accident, soldat cu două victime. Prima victimă este inconștientă fără respirație și fără puls, iar a doua victimă este conștientă cu respirație și puls prezentă și prezintă la loc corp străin la nivelul stânci. Solicit ambulanță cu echipament specializat și personal calificat. Menționez că intrarea în curtea școlii se face prin parcare. Confirmați apelul? Da. Da. Solicit compresă. Spuneți-mi norma la scris. Și după aceea, practică, doamna, la aici.
Nu, nu mai știu, adică, dacă s-a aflat mai repede și dacă s-a mântat cum este potlingherii... Bine ar fi când se dă diploma să-i spuneți și dreptul lui celor. Acum dată s-o luăm cu potlingherii. E mai ușor. Ca să am urmă felicitări și cum ajută și la... Felicitări că ați participat în număr mare. Nu am mai fost. Nouă dată, este nouă, când avem prea mult. Sunt, adevăr, și lință. Vom începe anunci cu mențiunile, da? În ordine... Vreți că sunt doare de la cel drept. Da, 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 da. Deci, liceul de transporturi auto, mențiune. Și punctajul, ați avut 8 puncte la proba scrisă și 30,15 la proba practică. Total 38,15 puncte. Aplaudăm! Și pentru profesor. Da, și pentru profesor aveți. Colegiul tehnic de ce fac? Ajutor, ne verificăm funcțiile vitale, o mână pe frunte, ducem capul în hiperextensie, deschidem mâna, astfel, respirați, sunt respirați.
Verificăm pulsul pe artera carotidă, țărmul și curgătului și coruia, da? Constatăm că victima este inconștientă, înfrână și respirația septice, pe manevrele de resuscitare cardiopulmonară, tăia hainele victimei. Întrebăm ce vârstă are aceasta, dacă considerați că pot la plan cardiopulmonară, pentru că resuscitare se face doar pe plan cardiopulmonară. Și dacă victima prezintă plastul cu glicerină pentru da, este ucidăm și da, le trebuie un fibrilator. Și începem manevrele de resuscitare, pentru că compresie. La unii dintre mamelonare poziți sau la jumătate de distanță între mamelonare și capătul. Folosim o compresă. Observăm că intra aerul în rămâne. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, și 10, și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, 20. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, 30. E completă de figură cu mine. Așa cum și dai? Și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, și 10, și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, 20, și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, 30, și 1. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, și 10, și 1, 2. Și o să așezăm electrozii. Victima trebuie să fie și de asta, astfel că să nu există transpirație, să nu fie într-o comedă, astfel încât să nu producem o electrocutare. Defibrilatorul are rolul de a intra în șoc și de a verifica dacă care este ritmul cardiac al victimei, dacă se întâmplă sau în șoc, dacă continuă resuscitarea. Și o să la urmă cum vorbește. Resuscitarea trebuie continuată în timpul ăsta. Nu atingeți pacientul. Analizare ritm cardiac. Ritm cardiac detectat pentru șoc. Îndepărtați-vă de pacient. Încărcare șoc. Apăsați butonul șoc acum, apăsați butonul șoc acum, apăsați butonul șoc acum, șoc distribuit. E sigur să atingeți pacientul. Începeți resuscitarea cardiorespiratorie acum. Faceți 5 cicluri de strese de compresii toracice urmate de 2 respirații de salvare. Apăsați pieptul pacientului cu mișcări rapide. Cine mai am? Cine mai am? Ok,
Facem un masă de calitate pentru ultima dosă de spitale, cum au fost săptămâna cu tine, echipajul specializat.